pace Domnului, frate și soră. Bine ați venit în casa Domnului. Slăvit să fie Domnul, amin? Aș vrea să citesc doar câteva versete din Psalm 118, de la 24 până la 29. Haideți să ridicăm picioarele lor frumos și după fiecare verset, biserica spune amin. Aceasta e ziua pe care a făcut-o Domnul. Să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Amin. Doamne ajută! Doamne, dă izbândă! Amin. Binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului. Vă binecuvântăm din casa Domnului. Amin. Domnul este Dumnezeu și ne luminează. Legați cu funii vița pentru jertfa și aduceți-o până la coanele altarului. Amin. Amin. Tu ești Dumnezeul meu și eu te voi lăuda, Dumnezeule, te voi preamări. Amin. Amin. Lăudați pe Domnul căci este bun și toată biserica spune căci în viață îi ține îndurarea Lui. Amin. Amin. Iisus m-a iubit, pentru mine că s-a răstignit pe Golgota. Sus pe cruce al său sângea curs, trupul inima i s-a strâns, doar pentru păcatul meu. Astăzi că eu sunt un păcătos și în locul meu muri Hristos pe Golgota. Sus pe crucea s-o sângea curs, trupul inima i s-a străpuns, doar pentru păcatul meu muri pe la El și-am căpătat, multe binecuvântări mi-a dat, m-a făcut copilul său bogat pe Golgota. Sus pe cruce al său sângea curs, trupul inima i s-a străpuns, doar pentru păcatul meu muri pe Golgota. Sus pe cruce al său sângea curs, trupul inima i s-a străpuns, doar pentru păcatul meu muri pe Golgota. Învață-mă să-mi fătuiesc, o, Doamne, voia Ta mereu, să nu pot altfel să trăiesc, de-ar fi să pară trupul meu. Voia Ta, voia Ta, Doamne-n veci, voia Ta, să mă umple de plin
pentru tine, amin. Voia ta, voia ta, Doamne, în veci, voia ta, să mă umple de plin, pentru tine, amin. Voia ta e tot ce-i bun, și azi și mâine și în drept. Ajută-mă să presupun, să pot să-ți fiu oricând pe plac. Voia ta, voia ta, Doamne-n veci, voia ta, să mă umple de plin, pentru tine, amin. Voia ta, voia ta, Doamne-n veci, voia ta, să mă umple de plin, pentru tine, amin. Tu ai prin Duhul tău cel sfânt nebănuite sfinte căi, să mă înveți pe acest pământ voința ta și pașii mei. Voia ta, voia ta, Doamne-n veci, voia ta, să mă umple de plin, pentru tine, amin. Voia ta, voia ta, Doamne-n veci, voia ta, să mă umple de plin, pentru tine, amin. Aceasta-i rugăciunea mea, spre tine necurmat-o-n drept. Și-n orice împrejurare grea, să-n ardă voia ta în piept. Voia ta, voia ta, Doamne-n veci, voia ta, să mă umple de plin, pentru tine, amin. Voia ta, voia ta, Doamne-n veci, voia ta, să mă umple de plin, pentru tine, amin. Voia ta, voia ta, Doamne-n veci, voia ta, să mă umple de plin, pentru tine, amin. Voia ta, voia ta, Doamne-n veci, voia ta, să mă umple de plin, pentru tine, amin. Amin. Aș vrea în primul rând să spun un welcome, un binevenit la cei care au venit pentru prima dată. Pentru prima dată ați venit aici în biserică? Vă rog să vă prezentați. Ne bucurăm, soție, da? Bine ați venit în casa Domnului. Și o văd pe sora Lucica. Welcome back! Bine ați venit! Unii fratele George? Numai 5 zile. Bine, mulțumim Domnului că v-a păzit încolo și înapoi la întoarcere. Deci dacă 5 zile s-o păzească Domnul și încolo, deci Domnul să binecuvânteze fiecare, pe toți care au venit. Și sora, n-am văzut-o câteva săptămâni, cântarea ce le-a rămas în inimă. La fel vreau să spun și eu bine ați venit la toată lumea. Întotdeauna mă bucur când văd pe fratele Artur aici, că vine să ne ajute. Ia și cum vă numiți noastră? Gianni. Romanian or English? Românește, ok. Nepotul. Mă scuzați pentru prima oară, v-am văzut și de-aia. Yeah. Bine ați venit, da. E frumos că mergem și la plajă, la relax, la baltă unde mergem, dar așa e un sentiment deosebit și o stare mult mai aleasă când suntem în casa Domnului. Am ales ca un verset pentru rugăciune de la 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 17. De fapt, am să citesc și versetul 16, că este un demn foarte bun. Spune, bucurați-vă întotdeauna, rugați-vă neîncetat, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos, Iisus, cu privire la voi. Amin. M-am gândit la, dacă toți suntem la rugăciune, să ne gândim așa la câteva aspecte. Ce este rugăciunea?
Rugăciunea este unul dintre cele mai importante aspecte din viața creștinului. Rugăciunea este extrem de esențială pentru că ne ajută la creșterea noastră spirituală. Așa cum noi avem nevoie de hrană fizică pentru trupul fizic, pentru apă, pentru mâncare, pentru aer, așa avem nevoie și este extrem de important ca să avem o părtășie cu Dumnezeu și o legătură directă. Și rugăciunea este o convorbire directă cu Dumnezeu. Deci este o creștere spirituală, e o comunicare cu Dumnezeu. Acum, Dumnezeu nu se schimbă niciodată. Dumnezeu, de când a fost întotdeauna, este și va rămâne același. Scopul rugăciunii este ca, în timp ce noi persistăm în rugăciune, este ca noi să ajungem la punctul în care noi ne schimbăm. Așa, să vă dau un exemplu practic, am avut odată o problemă în viață, intrasem într-o afacere care la un moment dat a luat-o foarte, foarte rău și m-am tot rugat până la un moment dat am zis, Doamne, știi care treaba? Facă-se voia Ta, I really don't care. Deci asta vrea să ne aducă Dumnezeu la punctul ăsta în care noi să ne aliniem cu El, nu să-L schimbăm noi pe Dumnezeu sau să-I dăm ordine. Ați văzut când fotografii sau se uită și aranjează lentilele și prinde acel focus când au o imagine extrem de clară. Exact așa trebuie să ne transformăm noi prin rugăciune. Acum, ce nu este rugăciunea? Să înțelegem bine că noi nu suntem Dumnezeu, noi nu putem să dăm ordine și noi nu putem să facem, cum a spus Dumnezeu, să se facă lumină, s-a făcut lumină. Ok? Deci noi suntem în rugăciune ca să ascultăm. Deci rugăciunea este ca noi să ascultăm ce ne comunică Dumnezeu și nu trebuie să încetăm niciodată ca să ne rugăm, pentru că rugăciunea de fapt este o oportunitate. Imaginați-vă că eu sau Victor sau unul dintre noi lucrăm la cea mai mare companie din lume și este un privilegiu ca cel mai mare patron să ne dea voie să venim în fața lui și să avem o convorbire directă, cu cât mai mult cu Dumnezeu. Deci, noi cât trăim, avem extrem de mult de învățat de din rugăciune. Și rugăciunea este lucru care poate să ne transforme cel mai mult. Acum, un alt lucru care aș vrea să spun numai pentru faptul că este și cina astăzi. Uneori, noi venim la biserică și nu luăm cina. Poate avem un motiv foarte bun întemeiat. Uneori suntem cam 50-50. Să vă uitați bine în cele patru evanghelii și să citiți atent, pentru că cele patru evanghelii sunt, să zic așa pe engleză, the easiest to be misunderstood din toată Biblia. E foarte ușor să le înțelegem greșit, pentru că sunt foarte multe simboluri, sunt foarte multe pilde, și sunt foarte multe lucruri metaforice. Dar Biblia ne învață ca să persistăm în strângerea fraților, post rugăciune, citirea Bibliei și luarea cinei. Părinții mei au fost crescuți la creștini după Evanghelie, acum ei aveau alte metode, eu pe timpul ăla nu mergeam la biserică, uram să merg la biserică, dar mi-aduc aminte că ei luau cina în fiecare duminică. Acum, dacă noi luăm cina o dată pe lună, o luăm de 12 ori pe an. De 2-3 ori e imposibil să nu lipsim, că ori în vacanță, ori nu știu ce. Și, pe urmă, dacă venim cu anumite probleme și refuzăm să luăm cina, este ca și cum noi avem părtășie cu Dumnezeu doar de 2-3 ori pe an. Acum, mă bucur, eu cu soția am fost la biserică dimineața și am luat cina. Acum luăm cina iară, este ca și cum o dată în plus, o oportunitate.
Cina este o oportunitate pentru fiecare dintre noi ca să ne pocăim. Asta este cina. Dacă noi venim și mai degrabă zice, eu nu vreau să mă pocăiesc de păcatul care spune Biblie că dacă ai o problemă cu fratele sau cine știe, you know, nu veni la altar până nu îți rezolvi problema. Dar noi avem obligația ca să avem părtășie cu Dumnezeu. Și este normal în mod practic. Dacă am o problemă, ar fi foarte simplu să mă duc chiar acum în mașină, pentru 2-3 secunde, un minut, am spus, Doamne, iartă-mă, dar vin să iau cina. Pentru că Dumnezeu este, e just și dacă am sinceritate în inimă, nu e păcat care nu-L iartă. Când păcătosul care a fost pe cruce a recunoscut, a zis, Doamne, vreau să fiu cu Tine, nu i-a spus, well, eu pot să fac ceva, o minune cu Tine, să te dau jos după cruce, ca să te duci să te înscrii într-o biserică, să te faci membru, să catecheza, botezul și așa mai departe, să iei cina și pormă vii cu mine. În momentul ăla l-a iertat și a fost împreună cu el în cer. So, asta este cina și mă gândesc că un alt exemplu, dacă eu am o relație bună cu Victor și îmi spune, zice, uite, pe data de 1 iulie ești invitat la mine acasă și mă întreabă ce preferințe de mâncare, care este mâncarea ta favorită. Și am să-i spun, bineînțeles, îmi plac vinetele, îmi plac sarmalele, îmi plac mititeii și așa mai departe. Victor zice, exact asta am să-ți fac tot pe placul tău, ba mai mult, știu un loc unde e special, unde au și dulciuri bune, savarine, amandine și am să pregătesc totul. Și o lună, exact, și o lună de zile se tot pregătește. Și eu mă duc la el acasă, mă invit în casă, stăm de vorbă și când e la masă zic, well, știi că am o problemă sau știi că eu am venit mâncat de acasă. Atunci cum se simte? Deci orice problemă nu este un motiv care noi nu putem să rezolvăm, mai ales că știm de o lună de zile că astăzi este cina. Noi trebuie să ne rezolvăm problemele și chiar dacă venim aici și am o problemă, cum am repetat înainte, mă duc, mă rog, Doamne, iartă-mă, dar vreau să am părtășie cu Tine. Asta e lucru foarte simplu. Acum vă dau exemplu de... am cunoscut pe cineva care tot avea niște ecuații complicate și îmi povestea, zice, a, tu nu mă cunoști pe mine, eu când fac ceva greșit, păi eu nu sunt ca oricare. Păi eu în prima zi fac un lucru, a doua zi fac un lucru, a treia zi fac un lucru, ca și cum până se autosatisface el singur, își face o religiune a lui și el vrea ca el singur să se ierte de păcat, nu Dumnezeu. Eu nu pot să-mi iert păcatele. E imposibil. Dumnezeu îmi iartă păcatele. Ceea ce așteaptă de la mine, să admit și să fiu sincer. Atât. Dacă eu fac lucrul ăsta și am inima sinceră, Dumnezeu mă iartă. Dumnezeu vede înăuntru, nu pe din afară. Aduceți-vă aminte când s-a dus Samuel în casa lui David, în casa lui Isai, a zis, adun pe cel mai musculos, altul mai musculos, nu mai e niciunul mai musculos și Dumnezeu zice, atenție, eu nu mă uit la cei pe din afară, eu mă uit la ce este înăuntru. Dacă noi venim cu atitudine clară și sinceră în inimă, Dumnezeu ne ascultă orice rugăciune. So, cu îndemnul acesta ne ridicăm în picioare și Carmen știu că pleacă la drum lung, să o mențineți în rugăciune toată lumea că pleacă în Canada. Dacă mai sunt frați care au nevoie de rugăciune și alte probleme, le aducem înaintea lui Dumnezeu. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este curăția, puterea și slava în veci. Amin.
cântați pe Iisus cu iubire, căci El pentru noi a murit. Lăudați-L și dați-I mărire, căci El pentru noi s-a jertfit. Eu vreau să cânt pe melodia ta te sfințit, să cânt, să cânt pe Cel ce ne-a spus ne-a iubit. Cântați toți cu mare-ai putere, păcatul ce greu El a frânt, zdrobind moartea prin înviere, intrata în locul preasânt. Eu vreau să cânt pe melodia ta te sfințit, să cânt, să pe Cel ce ne-a spus ne-a iubit. Cântați prin neavânt și speranță, Iisus e mereu printre noi. Veghințe avem siguranță, păstorul grijește de oi. Eu vreau să cânt pe melodia ta te-o sfințit, să cânt, să cânt pe Cel ce ne-a spus ne-a iubit. Eu vreau să cânt pe melodia ta te sfințit, să cânt, să cânt pe Cel ce ne-a spus ne-a niciun fel nu scade și nici o clipă.
încercare de Crist prin voia Lui, căci niciun fel nu-ți cade și nici o clipă Lui, căci nu-i nicio încercare de Crist prin voia Lui. Iar dacă crezi puternic, nimica nu-i spre rău, ci totul se va-ntoarce spre-un și mai bine-al tău. Nu te-ndoi, ci crede că-n ceasul cel mai greu, clipite de clipite, vechează Dumnezeu. Ceasul cel mai greu, clipite de clipite, vechează Dumnezeu. Amin. Să zicem cu toți, să fie slăvit Tatăl din cerul, Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Sunt a doua oară, sau nu, a treia oară în biserică la dumneavoastră și mă bucur că sunt cu voi aici, că spune mai ferice să, când vinim în casa Domnului, mai putem, tot cei ce vin în casa Domnului mai pot să te laude pe tine. Și noi toți am venit aici să lăudăm pe Domnul, una, și a doua, să ne rugăm la Dumnezeu ca să ne ierte pe noi fiecare în parte, că fiecare în parte avem greșelile noastre, că numai sufletul nostru și inima noastră ne cunoaște pe noi cum am trăit, cum am vorbit și ce am făcut în zilele ce au trecut și în viața noastră. Și eu m-am gândit că fratele a vorbit și a explicat despre rugăciune și eu aș vrea să vorbesc câteva versete, să citesc din Psalmul 139, unde spune ce fel de Dumnezeu este al nostru și cât de mult ne cunoaște El pe noi și ce facem noi și unde ne putem noi ascunde. Deci am să citesc mai încetul, mai rar, adică. Spune în Psalmul 139, Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol. Deci nu se poate ascunde nimeni. Și de parte împătrunzi gândul. Auzi, și cum mă gândesc. Știi când umblu și când mă culc. Deci orică stă fratele lângă mine pe scaun, eu stau în picioare, stăm înaintea lui Dumnezeu și ne vede. Cunoști toate căile mele, căci nu mă ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și pui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai pe sus de puterile mele. Este prea înaltă să pot prinde. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău? Nici unde, Doamne, nu putem. Și voi fugi departe de fața Ta. Dacă mă voi sui în cer, Tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morții, iată-Te și acolo. Dacă voi lua aripile zorii și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, ia, și acolo mâna Ta mă va călăuzi și dreapta Ta mă va apuca. De voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu. Iată că nici chiar întunericul nu este întunicos pentru Tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Tu mi-ai întocmit rărunchie, Tu m-ai țesut în pântece mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Amin. Amin. În toate aceste cuvinte, psalmistul David recunoaște pe Dumnezeu cât e de mare, cât e de sfânt și arată că nu putem face absolut nimic fără să nu cunoască Dumnezeu. Deci toate lucrurile, cum trăim, cum vorbim și avem pentru ce ne ruga. Avem pentru ce ne ruga. Dacă mă uit eu în viața mea, din zilele care au trecut și până în clipa aceasta, am văzut câte greșeli am făcut și cum să ne apropiem de Dumnezeu ca să ne primească rugăciunea și jertfa noastră și să ne putem apropia de El. Căci dacă suntem aproape de El, suntem plini de putere și de bucurie sfântă. Suntem departe, suntem întristați și parcă o pedeapsă sau o întristare, ceva, parcă simțim în sufletul nostru că ne urmărește că n-am făcut ce îi place Domnului.
Cred că fiecare este în sentimentul ăsta când căci Duhul din tine spune, ai greșit, n-ai făcut bine, aici ai făcut bine și nu când ne îndreptățim, cum a spus fratele, prin jertfa Domnului Iisus noi avem intrare slobodă și venim la El, ne rugăm și El ne iartă păcatul nostru, ne iartă greșelile noastre și ne primește așa cum suntem. De aceea în rugăciunea aceasta să ne rugăm ca Dumnezeu să ne sfințească, să ne ierte pe fiecare în parte care am venit în casa de rugăciune, pe frați și pe surori, și fiecare dorință care are și nu înțelege, să creadă că Dumnezeu îi va răspunde, îi va întări, îi va asculta rugăciunea și noi toți ne vom bucura de bucuria și prezența lui Dumnezeu. În toate, zic, Domnul să fie lăudat, să ne sculăm și să venim cu rugăciunea aceasta pentru a Dumnezeu să ne ierte, să ne sfințească și să ne vrednicească, să fim copii cu adevărat a Lui. Amin. Mi-aduc aminte, într-o seară, acum cu soția, stăm și am văzut un film, spune I Believe, în engleză. Știți, mă pocăiesc după filmul, este un copil mic, a colorat tot filmul, când un copil mic mergea la școală și venea acasă și punea la computer și citea Biblia. Și tatăl lui vine și zice, nu cumva citești Biblia, că Biblia te face să te simți vinovat. Și el... S-a dus, dar a intrat într-o biserică și acolo un păstor zice, tu citești Biblia? Zice, nu citești Biblia, că nu mă las tata. Că zice, dacă citești Biblia, mă sunt vinovat. Și păstorul îi spune, zice, dar eu aici să te învăț că tu te simți iertat, nu te simți vinovat. Asta ne învață Biblia. Și acolo era un bărbat fără un picior. Și el a citit acolo că cereți orice veți vrea în numele meu și veți primi. Și el așa de tare a crezut că i-a crescut piciorul la omul ăla. Imediat a venit televiziunea, a venit și era o forță rea care vrea să astupe lucrurile astea. Și a început să-l caute pe băiatul ăsta și a spus, chiar trebuie să-l uciți pe băiețelul ăla. Să vedeți filmul ăsta, e foarte interesant, I Believe, pe YouTube, dacă pui. Și a început să vedea că e forța răului. Și taicu știa, s-a uitat pe o cameră acolo și parcă seamănă cu cineva, dar nu și-a dat seama că e fiul lor. Și... Sunt mai multe acolo lucruri, că pe urmă moare, o fetiță moare, el se roagă și Dumnezeu învie. Pe urmă un copil s-a născut orb și mama lui plângea, el îi spune lui mama lui, du-te acasă și te roagă că el o să vadă. Iar o minune. Deci filmul ăsta așa, chiar m-am pocăit și m-am uitat cât îs de slab în credință. Doamne, dă-ne credință, Doamne, și mărește-mi credință. Amin? Yeah.
Că filmul care, despre care ați vorbit a fost fictiv sau real. Dar ceea ce a fost în film, vreau să vă spun că într-o zi se va întâmpla. Amin. Într-o zi, gloria lui Dumnezeu va cădea pe pământ și morții vor învia, șchiopii vor umbla și orbii vor vedea. Amin. Nu știu câți de aici sunteți familiari cu nașterea Bisericii Pentecostale, care a fost la Azusa Street în 1906 la Los Angeles. A fost o lucrare, atunci Dumnezeu a vorbit prin Duhul Sfânt și a spus că aceeași putere va cădea din nou peste pământ după 100 de ani, dar a trecut mai mult de 100 de ani. Dar un singur lucru a spus deosebit. Gloria lui Dumnezeu nu va fi numai acolo, la Los Angeles. Gloria lui Dumnezeu va cădea peste întreg pământul. Amin. În Oregon am fost odată la Safeway și am văzut un copilaș așa cam la vreo 10-15 ani, poate mai mic, fără mână. Deci avea numai chiar ciotul ăsta de aici. Așa o jale m-a apucat, dar am zis în sufletul meu, tu vei avea mână când gloria lui Dumnezeu va cădea peste pământ. Amin, slavă Domnului! La Walmart este un, care ați fost, este un tânăr în căruț. Atât ai de happy băiatul ăla, dar și nu merge. Și am zis, Doamne, cum poate ăsta în căruț să fie așa de happy? Și noi câteodată suntem atâta de răi și morcoviți și vorbim urât unul cu altul. Și i-am spus, listen, one day the glory of God will come on the earth and you are going to walk in Jesus' name. Amin. Hallelujah. Se va întâmpla. Amin. Cu glasul blând și plin de har, prin Duhul Sfânt Iisus ne spune să fim o jertfă pe altar cu plâns de dor și rugăciune. La cine iar ne-am adunat? Iisus e gata să ne asculte, dar mai întâi El s-a rugat și a frânt o pâine în mai multe. Apoi ne-a zis cu voce tare, luați, acesta-i trupul meu, o jertfă de răscumpărare și un legământ în ceasul greu. Și fiți de acum fără prihană de săvârșiți ca Tatăl Sfânt, căci eu vă dau cereasca mană prin trupul meu pe cruce frânt. Turnăm potir și rodul viței și apoi el le rosti cu drag. Acesta e sângele meu, ce pentru mulți se varsă. E sângele răscumpărării, luați și beți cu toți din el și jertfa mea n-o dați uitării. Ne-a spus în taină Sfântul Miel, în cea sublim de cercetare, noi implorăm un strop de har din marea jertfă salvatoare a mielului de pe calvar. Suntem în rugăciune una, răscumpărați de el am fost și știm că vom primi cununa cândva din mâna lui Hristos. Și va veni o zi cu slavă când cina în cer o vom serba și acolo vor fi doar aceia ce au crezut în jertfa sa. Amin. Amin. Slava Domnului! Întărește-ne, Doamne, în credință! Și așa o să fie, deci Biblia ne spune, numai că noi nu de multe ori nu
lăsăm așa, deci șchiopii ori să meargă, cum a spus sora, tot ar fi diferit. Vină, Doamne, mai degrabă, slava Domnului! De multe ori când se formează o bisericuță și când vin mai de multe părți, fiecare zice, păi la noi așa se făcea, la noi. Și vă dau dreptate, fiindcă fiecare, unul crescut în biserica lui, acolo a fost prima dragoste, acolo, și acum îți cânt o cântare exact despre lucrul acesta. Domnul să binecuvânteze fiecare și chiar dacă ne-am întors, am avut odată într-o biserică, acolo am primit pe Domnul Iisus, acolo ne-am botezat, acolo am crescut, să știți că peste tot unde se cheamă vocea Domnului, se cheamă Dumnezeu, acolo e Domnul. Amin? Cât de mult aș dori încă o dată să ajung în locașul cel zâng din satul meu și-ți aud cum cântam pe Domnul lăudam în biserica mea. Dar-n străvechea carte sfântă nu mă satur de citit cât a fost de bun și dulce, cât de mult El pe noi ne-a iubit. Nici de cum n-am să uit de locașul cel sfânt unde eu salvarea-mi căpătat. Când copiii cântau, pe Domnul îl lăudau în biserica mea. Drept la cer conduce, a lupta este bine pe ea. Drept la cer conduce, a lupta este bine pe ea. O, deci zice acum tot aceleași rugăciuni cum erau ele spuse cândva. Eu duminica umblam, pe Domnul îl lăudam în biserica mea. Crezând, stau pe promisiunile Lui. Crezând, eu stau pe promisiunile Lui. Când eram tânăr eu, bucuros eram mereu, aduceam mulțumiri lui Dumnezeu. Dintre toți ce-am cunoscut, toți la Domnul au trecut din biserica mea. Sunt salvat prin sânge sfânt, slavă Lui mereu îi cânt, mă predam Lui pe deplin. Slavă-n veci, slavă-n veci, amin. Sunt salvat prin Duhul Sfânt, slavă Lui mereu îi cânt, mă predam Lui pe deplin. Slavă-n veci, slavă-n veci, amin. În locașul ce zâng în satul meu. Țăpat prin sânge sfânt, slavă Lui mereu îi cânt, mă predau Lui pe deplin. Slavă-n veci, slavă-n veci, amin. Mult mă bucură un gând, căci voi fi și eu curând, voi lăuda pe Dumnezeu. Slavă-n veci, slavă-n veci, amin. Sus în cer pe veci cu Domnul meu. Amin. Amin. Slava Domnului. O, ce valuri de curg din cruce
său sânge și crezând în jertfa lui mă apropii fără teamă de prea sfântul Dumnezeu. Peste tot să se întindă valul dragostei de sus. Toată lumea să și crezând în jertfa lui mă apropii fără teamă de preasfântul ce se află în ruină și păcat să privească deci la Tatăl și va fi pe veci iertat, curățit în al său sânge și crezând în jertfa lui mă fără teamă de preasfântul Dumnezeu, curățit în al său sânge și fără teamă de preasfântul Dumnezeu. Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Ioan 1:3-16. Fără tine al meu suflet fericirea căuta, fără rea ta prezență loc pustiu mie. Dragostea
frunze m-a purtat și ocrotit. Doar la tine, scump Iisuse, mângâiere am aflat. Când prin valea întristării drumul crucii ai purtat, m-ai găsit și un nume minunat mi-ai dat. Sunt copilul tău, fiu de împărat. Rob am fost, dar prin tine astăzi sunt iertat. Tu în locul meu vina ai purtat. Într-o manta de purpură l-au îmbrăcat, păcatul meu și al tău l-a încoronat. Tronul i-a fost o cruce grea, cu nun de spin, diadema, dragostea Salvator, pecetluind-o ca mântuitor. Pe tron de filde și el n-a stat ca domnitor, pe Golgota ne-a fost mântuitor. Și tot ce avea el pentru păcătoși a dat, împărăția păcea întemeiat. Tronul i-a fost o cruce grea, cu nun de spin, diadema, dragostea sa martori falși l-au acuzat și condamnat, primind bătăi pentru al meu păcat. Din ranele sale curgea sângele sfânt spre mântuirea noastră pe pământ. Tronul i-a fost cruce grea, cu nun de spin, diadema, dragostea sa de Salvator, pecetluind-o
vreau să recit o poezie pe care mi-a dat-o Duhul Sfânt în ziua de decembrie 27, 2020. Am mai recitat-o, mulți dintre voi o știți, dar chiar nu toți, și aș vrea să auziți ce Duhul Sfânt are de spus bisericii. Poezia se intitulează S-a dus frica de Domnul din biserici. Când mă gândesc cum am primit credința și ce a ajuns acum pocăința, mi-e fața plină de rușine, că nu mai știe nimeni ce-i bine. Că adevărul predicat odată acum la noi e haină demodată și acum firea e stăpână peste toate. S-a dus frica de frate de Domnul din biserici, frate. Părinții nu mai știu cum să-și educe copiii care fug prin adunare, nici nu-ți permit să faci o corectare, că imediat ți-aruncă o încruntare. Ei nu și-au timp ca să învețe calea, ci le pavează cu televizorul valea, iar jocul și internetul le robește mintea. Trezește-te, mai frate, fii părinte! În adunări pășesc fără rușine toți mincinoșii, răii și curvarii. Ei au făcut din templu sfânt piețe și o peșteră în care ascuns tâlharii. Mulți au tupeul chiar să iasă în față, să predice sau chiar la cor să cânte, uitând că ei se aduc doar jertfe sfinte și că pe tron e al nostru sfânt părinte. Cu toate acestea mergem înainte, crezând că toate-s bune, toate-s sfinte, mânjind altarul Domnului ceresc, căci frică în biserici nu găsești. Pe Duhul Sfânt l-au pus la colț la el acasă, cu spatele către a Domnului mireasă, iar predicatorii au preluat altarul, uitând că în mâna Domnului este cântarul. I-au uitat că întristează Duhul și astfel le intră în turmă lupul, iar oile le risipește vântul, căci ele nu au învățat cuvântul. Și uite așa se vor trezi o gloată în iad, cu a lui Satan armată. Și toate acestea se întâmplă când? Frica de Domnul în biserici nu-i. Voi știți că omul trece ca și pleava, iar dacă noi nu ne împlinim lucrarea, la judecata sfinților de apoi vom merge în flăcări cu cei răi. Dar dacă glasul sfânt îl vom urma și în fața omului nu vom îngenunchea, frica de Domnul ne va da înțelepciune și în cartea sfântă va fi al nostru nume. Ce am putea schimba noi, frații mei? Să-ți mai vorbească Dumnezeu, tu vrei? Vrei umplerea cu Duhul Sfânt din nou? Vrei diavolul să fugă dintre noi? Dacă dorești din somn să te trezești, pe calea Domnului să n-ațipești, întoarce-te acum și îngenunchează, la crucea Domnului te înarmează. Iar voi, păstori, lăsați Duhul să umble din bancă în bancă, de la suflet la suflet. Și atunci aveți vedea cum Dumnezeu face minuni prin Fiul Său. Amin. Ce-i viața ta, e o peniță cu care scrii mereu pe-un drum și apoi la ultima portiță, când vrei să ștergi ca pe o tăbliță, nu se mai șterge nici de cum. Ce-i viața ta fără de Iisus? E un praf de spulbere distrus. O, vino astăzi la Iisus, să fii cu El sus. Să nu te minți că-n veșnicie trecutul se preface strun, căci Dumnezeu stă martor.
mărturie, că în fața Lui tot ce se scrie nu se mai șterge nici de cum. Ce-i viața ta fără de Iisus? E un praf de spulbere distrus. O vino astăzi la Iisus, să fii cu El în cerul sus. În ceasul greu de judecat îți vei citi întregul drum. Vei izbucni în plâns odată, dar nici o slavă lacrimată nu se mai șterge nici de cum. Ce-i viața ta distrus? O vino astăzi la Iisus, să fii cu El în cerul sus. Hai, adu-ți vina ta și greșul, Iisus îți șterge ce-ar vieții drum. Când treci pe nisip vârtejul, dar dacă azi nu prinzi prilejul, nu se mai șterge nici de cum. Ce-i viața ta fără de pe lemn, răbdar și țar, Iisus e prețul tău acum. Te face alb ca lămâița și tot ce-a scris cândva penița nu se mai vede de cum. Ce-i viața ta fără de Iisus? E un praf de spulbere distrus. O vino astăzi la Iisus, să fii cu El în cerul sus. Să fii cu El în cerul sus. Să fii cu El în cerul sus. Amin. Toată slava fie a ta, Iisus, pentru toate câte ai făcut. Te-ai jertfit, Iisus, pe Golgota, pentru viața mea.
te-ai jertfit, Iisus, la Golgota, pentru viața mea. Ai răbdat în locul tuturor, din dureri o care din popor, pentru vina ce noi o purtam și o meritam, pentru vina ce noi o purtam și o meritam. Cum să-ți mulțumesc, cum să-ți mulțumesc, pentru că sunt mântuit. Viața mi-o predau de azi în mâna ta, fă ce vrei acum cu ea. În păcat ai fost în suferinți și-ai luat pedeapsa celor sfinți, dar a treia zi ai înviat, căci ești împărat. Dar a treia zi ai înviat, căci ești împărat. Hai să stăm în picioare și cântăm toți împreună. Cum să-ți mulțumesc, cum să-ți mulțumesc, pentru că sunt mântuit. Viața mi-o predau de azi în mâna ta, fă ce vrei acum cu ea. Cum să-ți mulțumesc, cum să-ți mulțumesc, pentru că sunt mântuit. Viața mi-o predau de azi în mâna ta, fă ce vrei acum cu ea. Cum să-ți mulțumesc, cum să-ți mulțumesc, pentru că sunt mântuit. Viața mi-o predau de azi în mâna ta, fă ce vrei acum cu ea. Fă ce vrei acum cu ea. Vă salutăm pe toți cu pacea Domnului Iisus. Puteți să vă reocupați locurile? Mai aveți răbdare? Cred că după îndemnurile pe care le-am primit, după poeziile pe care le-am auzit, în special ultima poezie, sora Gabi, mulțumim Domnului, cred că nu avem dreptul să zicem, nu mai avem răbdare. Și fratele Victor spunea puțin mai devreme, mă uit la zilele acelea și nu știu, cred că întâmplător sau nu întâmplător, dar cântarea asta pe care ai cântat-o, chiar săptămâna aceasta am găsit-o pe YouTube și mă uitam la grupul dumneavoastră care cântați atunci și erați mai tineri, mai ales l-am văzut acolo pe fratele Vadim, fratele Sergiu, erau niște băiețași pe atunci și probabil cu toții ne uităm în urmă, probabil ne aducem aminte de momentele acelea și zicem cât de bine era
Dar mi-a plăcut un gând pe care fratele Victor l-a zis: noi putem și acum să trăim în așa fel încât să ne bucurăm de viața pe care o trăim. Să trăim în așa fel încât nu vom regreta ziua pe care am trăit-o, apoi săptămâna pe care am trăit-o, anul pe care l-am trăit, pentru că l-am trăit cu Domnul. Și chiar dacă trupul acesta din afară se trece și îmbătrânește, noi știm că Domnul, așa cum am auzit, ne așteaptă la capătul drumului pe fiecare. Și ne vom bucura pentru o veșnicie întreagă alături de Cel ce și-a dat viața pentru noi. Și acolo nu vor mai fi lacrimi, acolo nu vor mai fi dureri, acolo nu ne va mai durea spatele, picioarele sau altceva, ci ne vom bucura alături de Cel care și-a dat viața pentru noi, lăudat să fie numele Său. Iubiții Domnului, am vrea în seara aceasta să citim câteva versete din Psalmul 104. Mă gândeam să citim tot psalmul acesta, dar ca să totuși să prețuim timpul, vom citi doar de la versetul 31. Psalmul 104, versetul 31 spune: în veci să țină slava Domnului, să se bucure Domnul de lucrările Lui. El privește pământul și pământul se cutremură, atinge munții și ei fumegă. Și versetul 33 spune: voi cânta Domnului cât voi trăi, voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi. Fie plăcute Lui cuvintele mele, mă bucur de Domnul. Putem să spunem în seara aceasta că ne bucurăm de Domnul, că ne bucurăm de seara aceasta, că nu suntem în altă parte, dar suntem în casa Lui Dumnezeu și L-avem pe El cu noi. Și asta ne bucură și asta ne face să tresăltăm de bucurie. Chiar dacă avem anumite probleme în viața aceasta, chiar dacă avem biluri și avem nu știu ce, totuși ne bucurăm că suntem copiii de Dumnezeu, lăudat să fie numele Său. Vreau în seara aceasta, frați și surori, să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu și să scoatem în evidență câteva lucruri simple, dar care cred că au o greutate enormă înaintea lui Dumnezeu, în ochii lui Dumnezeu, și noi ca și copii, ca și credincioși, oameni care îl iubim pe Dumnezeu, ar trebui să ne preocupăm de ele, să le scoatem în evidență, să le observăm dintr-o parte, ca mai apoi să le putem trăi în viața noastră. Și vrem să vedem în seara aceasta, sau să urmărim mai degrabă zis, când Dumnezeu se bucură. Foarte puțin avem predici pe subiectul acesta. Noi foarte ușor criticăm, foarte ușor mustrăm, dar vrem în seara aceasta să ne uităm la Dumnezeu, să ne preocupăm, dacă putem să zicem și noi la rândul nostru: Doamne, dar Tu, de ce Te bucuri? Ce Ți aduce Ție plăcere? Cum am putea să trăim noi ca să Te bucuri de noi? Cumva ne-am obișnuit foarte mult cu un Dumnezeu aspru, un Dumnezeu care este drept, care este mânios, și într-adevăr spune Cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu este un Dumnezeu mânios, că este un Dumnezeu aspru, dar asta nu este tot. Avem versete precum pilde, așa cum spunea fratele Viorel, dar care totuși putem să înțelegem că merge vorba despre Marele Stăpân, unde spune: Doamne, am știut că ești un om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Cuvântul de asemenea ne spune că Dumnezeu se întristează. Avem versete precum versetul acesta care spune să nu întristați Duhul Sfânt. Și totuși Dumnezeu nu este doar atât. Apostolul Pavel spune de fapt că Dumnezeu este un Dumnezeu fericit. Uitați-vă ce spune în 1 Timotei, capitolul 1 cu versetul 11, spune: potrivit cu Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu, care mi-a fost încredințată mie. Deci Biblia nu este doar o poveste, Biblia este o carte reală și cei care o citim găsim o persoană vie, o persoană reală, un Dumnezeu viu, un Dumnezeu care simte, un Dumnezeu care are și El plăceri. Da, se întristează, da, sunt momente când se mânie, dar nu asta este tot ceea ce este Dumnezeu. Și noi ca și creștini, cum spuneam mai devreme, trebuie să ne interesăm de lucrurile acestea
și să vedem, pentru că acțiunile noastre sau felul nostru de trai poate să-L mânie pe Dumnezeu, poate să-L întristeze pe Duhul Sfânt sau poate să aducă bucurie, adică noi să aducem bucurie Domnului, Creatorului nostru, așa cum am auzit în Psalmul 139, El este acela care ne-a țesut, El este acela care ne-a creat și suntem o făptură așa de minunată. Și dacă este așa, atunci trebuie cu adevărat să ne punem la dispoziția Domnului și să zicem: Doamne, vreau și eu, la rândul meu, înțelegând că sunt creat de Tine, că sunt o făptură așa de minunată, vreau să trăiesc în așa fel încât să-Ți aduc bucurie, să-Ți aduc plăcere. Opinia Dumnezeului nostru, după ce a creat tot ceea ce vede ochiul nostru liber, opinia sa, opinia lui Dumnezeu a fost că toate lucrurile erau bune, mai mult decât atât, chiar foarte bune, și versetul pe care noi l-am citit spune: în veci să țină slava Domnului, și spune să se bucure Domnul de lucrările Lui. Știți, sunt două zile mari în viața unui om. Este ziua când s-a născut, este o zi pe care noi de obicei o sărbătorim și este o zi, cred eu, și mai mare sau și mai importantă, și anume este ziua când am înțeles de ce ne-am născut. De ce ne-am născut? Pentru că dacă noi încă nu înțelegem sau dacă încă nu am înțeles de ce ne-am născut, vor veni zile când parcă ni se va părea că viața nu are niciun rost. Pentru ce trăim noi? Vedem atâta durere, vedem atâta suferință în jurul nostru, pentru ce trăim noi? Pentru ce se întâmplă toate acestea? Pentru ce muncim noi în fiecare zi? Care este rostul? Și atât noi, ca și credincioși, frați și surori, suntem chemați, dacă am înțeles pentru cine am născut, să aducem bucurie Creatorului nostru. Să aducem bucurie celui ce ne dă viață în fiecare zi. Nu cred că este o mai mare oportunitate ca aceasta decât să poți să trăiești pentru El. Și noi știm versete precum: și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși. Ci pentru cine? Pentru Cel ce a murit și a înviat, pentru Iisus Hristos. Și să ne ajute Bunul Dumnezeu ca noi să trăim pentru El. De asta vrem să ne oprim în seara aceasta, chiar dacă timpul este puțin înaintat, vrem totuși să prețuim acest timp pe care îl avem împreună și să scoatem în evidență când Dumnezeul nostru se bucură. Și un lucru pe care vreau ca să-l scoatem în evidență este că Dumnezeu se bucură atunci când un păcătos se întoarce acasă. Când un păcătos recunoaște că el este păcătos și se întoarce cu fața spre Dumnezeu, se întoarce cu fața spre El. Și aici aș vrea să aduc un text pe care îl găsim în Luca, capitolul 15, versetul 4, și spune cuvântul lui Dumnezeu așa: care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde pe una din ele, nu lasă pe celelalte 99 pe islaz și se duce după cea pierdută până o găsește? După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri și când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și vecinii săi și le zice: bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Și versetul 7 spune: tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie, unde? În cer, pentru un singur păcătos care se pocăiește, decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Spune cuvântul lui Dumnezeu că este o mare bucurie în cer atunci când un om se pocăiește, atunci când un fiu risipitor se întoarce acasă, se întoarce la Dumnezeu și recunoaște că este un om păcătos, decât celelalte. Și aici este interesant, nu cred că ne vom opri, dar este totuși, cred că merită să subliniem că acolo zice decât celelalte 99 care n-au nevoie sau care se socot neprihăniți, care se socot sfinți. Vrem să fim dintre cei care, cum am auzit prin îndemnurile precedente, să fim sinceri cu noi înșine. Să fim sinceri cu Dumnezeu, pentru că El este acela care
cunoaște starea noastră, cunoaște inima noastră, cunoaște viața noastră. Și vreau să mai aduc un exemplu pe care îl găsim scris tot aici în Luca, capitolul 18, versetul 9. Vreau să vedem și aici atitudinea pe care o scoatem în evidență aici și iarăși le citim cu scopul ca noi să învățăm din aceste pilde. Am mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Și vine pilda. Doi oameni s-au suit la templu să se roage. Unul era fariseu, altul vameș. Fariseul stătea în picioare și a început să se roage în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, prea curvari, sau chiar ca vameșul acesta. Eu postez de două ori pe săptămână, dau zecială din toate veniturile mele. Vameșul stătea departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Și concluzia pe care o vedem aici: eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă socotit neprihănit decât celălalt, căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Iubiții Domnului, nu este vorba că omul acesta ceea ce făcea era rău, că postea, că dădea zecială. Erau lucruri bune, erau lucruri sfinte. Merge vorba despre atitudinea pe care o avea el față de el și apoi față de cel care era alături. Adică eu sunt cel care merit. Este vorba de felul cum noi ne vedem pe noi înșine, cum noi vedem starea noastră, inima noastră, care sau cum este atitudinea față de noi înșine și apoi față de cei de lângă noi. Deci Dumnezeu să ne binecuvânteze, pentru că noi prea ușor întotdeauna vedem greșelile, vedem păcatele la mulți din jurul nostru și nu vedem bârna adesea ori care este în ochiul nostru. Și Domnul spune: scoate bârna. Dacă vrei să vezi deslușit, scoate bârna. Aș vrea să mai aduc un text care iarăși avem și de aici de învățat. Aduceau copilașii, copiii aduceau la Domnul, versetul 15. I-au dus niște copilași ca să se atingă de ei, dar ucenicii, când au văzut lucrul acesta, au certat pe aceia care îi aduceau. Iisus a chemat la sine pe copilași și a zis: lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a unora ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Iarăși este vorba despre atitudinea noastră, despre felul acesta de a ne vedea. Când îl vezi pe Dumnezeu mare și pe tine mic, când îl vezi pe Dumnezeu ca cel care te poate ierta, când te vezi pe tine ca cel care ești păcătos, când vii la El și îi ceri iertare acolo unde ai greșit, acolo unde ai păcătuit, întrebarea este, pentru că noi vrem să scoatem totuși ceva în evidență, cum să nu să se bucure Tatăl atunci când ne vede sincer? Și venim cu această atitudine ca a unui copilaș. Și majoritatea aveți copii, aveți nepoți și îi vedem atunci când greșesc și știu că au greșit, vin sincer. Tată, iartă-mă! Așa vrea Dumnezeu ca noi să fim. Să fim ca niște copilași, sinceri. Să venim la El și Dumnezeu se va bucura de noi atunci când suntem în felul acesta. Dumnezeu să ne binecuvânteze în direcția aceasta. Dumnezeu se bucură atunci când îl asculți și când îi slujești cu credincioșie. Vreau doar să adaug la ceea ce a fost spus mai devreme. Aducem bucurie Domnului atunci când noi îl ascultăm, atunci când noi îi slujim. În Hagai, capitolul 1, versetul 7, spune: așa vorbește Domnul oștirilor. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Și versetul 8 spune: suiți-vă pe munte, aduceți lemne și zidiți casa. Eu mă voi bucura de lucrul acesta și voi fi proslăvit, zice Domnul. Auziți de ce se bucură Domnul? Urcați-vă pe munte, suiți-vă pe munte, aduceți lemne și zidiți casa
Și spune cuvântul lui Dumnezeu, adică însuși Dumnezeu zice, eu mă voi bucura de lucrul acesta. Și eu cred că este extrem de important ca noi să urcăm pe munte și vreau să subliniez, să urcăm pe munte cu un scop. Nu să arăt că eu sunt mai bun sau mai, nu știu cum, mai înțelept decât alții, ci să urcăm pe munte cu scopul de a construi casa lui Dumnezeu. Și putem să vorbim aici despre lemne fizice pentru construcția unei case de rugăciune sau putem să vorbim despre pietre vii în templul lui Dumnezeu. Să avem durerea aceasta pentru cei care încă nu au ceea ce noi avem. Să le spunem, să îi îndemnăm, să le arătăm oamenilor din jurul nostru. Uite aici este bogăția adevărată, Iisus Hristos, Dumnezeu. Și suntem chemați ca să ne trudim, să slujim, să ne punem pe altarul lui Dumnezeu cu ce scop? Cu scopul de a face ceva pentru Dumnezeu. Cu scopul de a încuraja pe cei din jur și de a-i aduce pe oameni la Hristos. Să facă Domnul în așa fel ca să ne punem la dispoziția Lui. Să ne dea Domnul o inimă sensibilă ca să vedem nevoile celor din jurul nostru. Pentru că noi de multe ori zicem, ne rugăm, o să mă rog, este o soră nevoie și noi zicem, o să mă rog pentru tine, este un frate care are nevoie de un mic ajutor, o să mă rog, frate, pentru tine, dar este nevoie să mergi o milă și dacă este nevoie să mergi două mile, pentru ca să fie o încurajare, să fie o binecuvântare pentru oamenii care sunt în jurul tău și în jurul meu. Dumnezeu să ne ajute aici, frați și surori, ca să vedem oamenii care sunt în jurul nostru. Dumnezeu se bucură atunci când vede atitudinea inimii noastre smerite și din dragoste că facem ceva pentru Domnul, că facem ceva pentru casa lui Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu că El se bucură atunci când noi îl ascultăm, când noi suntem plini nu de sine și nu de firea aceasta, ci suntem plini de Dumnezeu și facem ceva pentru El. Tată, voia ta să se facă. Și noi în această seară am rostit rugăciunea domnească Tatăl nostru care ești în ceruri și acolo am spus așa, facă-se voia ta precum în cer și pe pământ. Pentru că până la urmă, frați și surori, asta contează cel mai mult și anume să facem voia lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu să se facă în viețile noastre. Pentru că dacă nu suntem în voia lui Dumnezeu, nu avem cum să aducem bucurie sau plăcere Creatorului nostru. Trebuie să căutăm voia lui Dumnezeu. Dumnezeu nu are nevoie de succesul nostru, El ne vrea pe noi, pe altar. El vrea ca noi să fim o jertfă vie, spune cuvântul lui Dumnezeu, vă îndemn fraților pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, zice acolo. Și spune, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească, să fim ca Domnul Iisus Hristos, să iubim ca Domnul Iisus Hristos, să fim ca Cel care, sau despre care Tata a zis ceva, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Întrebarea este, își găsește Dumnezeu plăcerea în mine? Poate Dumnezeu să spună asta despre mine? Sau îi aduc întristare, durere? Aș vrea să ne gândim în seara aceasta, frați și surori, pentru că timpul este așa de scump și fiecare zi pe care o trăim este unică și nu mai putem întoarce înapoi niciodată. Poate Tata să spună despre noi, pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu că și noi suntem fii de Dumnezeu, suntem copii de Dumnezeu. Poate El să spună acolo în Venice, acolo în Tampa, acolo în Northport sau indiferent unde vom fi, este un copil, așa cum spunea Domnul altădată de Iov, se mândrea, se bucura Dumnezeu de omul acesta, Iov, ai văzut pe robul meu, Iov? Poate El să spună despre noi, Dumnezeu să ne binecuvânteze ca să căutăm voia lui Dumnezeu și să fim dintre cei care aducem plăcere și bucurie Tatălui nostru.
În 1 Samuel, capitolul 15, versetul 22, Samuel a zis, îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului, și spune acolo, ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Ascultare. Vrea Dumnezeu ca să fim ascultători de El, ascultători de glasul lui Dumnezeu. Vrea Dumnezeu ca să ne punem pe altar și să fim dintre cei care aducem bucurie Creatorului nostru prin felul că noi ascultăm. Și este exact, mă întorc la copiii noștri. Care părinte nu se bucură atunci când își vede că copilul este ascultător și face ceea ce îi spune? Toți iubim și ne place. Ne place. Eu cred că Dumnezeu se uită așa la noi și vrea ca și noi să fim ca niște copii care îl ascultăm, care îi cunoaștem vocea, îi cunoaștem glasul, îi cunoaștem voia și știm ce vrea Dumnezeu de la fiecare dintre noi. În Matei, capitolul 25, versetul 21, pentru că poate, iubiții Domnului, ne gândim că sunt lucruri mici, dar dacă îi suntem credincioși Domnului în lucrurile mici, imaginați-vă ce ne așteaptă dincolo. Dacă îi suntem credincioși în cele mai mici lucruri, spune cuvântul lui Dumnezeu, stăpânul i-a zis, Matei 25 cu 21, bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Și zice acolo, intră în bucuria stăpânului tău. Intră în bucuria stăpânului tău, pentru că m-ai ascultat, pentru că m-ai crezut și pentru că ai făcut ceea ce ți-am spus. Apoi Dumnezeu se bucură când totul în viața noastră depinde și atârnă de El. Adică când recunoaștem că nu putem fără de El, că noi nu suntem nimic fără de El. Prin El suntem și putem să facem ceva. Și aș vrea iarăși aici să aduc un text tot din Luca, capitolul 12, versetul 22, unde Domnul vine cu o învățătură și cred că este foarte actuală și pentru noi. Iisus a zis apoi ucenicilor săi, de aceea vă spun, nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca, nici cu privire la trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Viața este mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea. Uitați-vă cu băgare de seamă la corbi. Ei nu seamănă, nici nu seceră, n-au nici cămară, nici grânar și totuși Dumnezeu îi hrănește. Cu cât mai de preț. Și citind cuvintele acestea, frați și soră, vrem totuși să ne ducem cu gândul la trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. Cu cât mai de preț sunteți voi decât păsările. Și apoi cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge un cot la lungimea vieții lui? Deci dacă nu puteți face nici cel mai mic lucru, pentru ce vă mai îngrijorați de celelalte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii. Ei nu torc, nici nu țes, totuși vă spun că nici Solomon în toată slava lui n-a fost îmbrăcat ca unul din ei. Dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba, care astăzi este pe câmp, iar mâine va fi aruncată în cuptor, cu cât mai mult vă va îmbrăca El pe voi, puțin credincioșilor, să nu căutați ce veți mânca sau ce veți bea și nu vă frământați mintea, căci toate aceste lucruri, neamurile, lumii le caută. Tatăl vostru știe că aveți trebuință de ele. Și versetul pe care noi îl citim foarte des, dar se pare că de multe ori îl citim pe deasupra, spune, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Versetul 32, nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru, zice, vă dă cu plăcere împărăția. Nu te teme, turmă mică, căci eu sunt Dumnezeu, căci eu sunt cu tine. Chiar dacă ai primit poate o veste care îți tulbură inima, nu te teme, eu sunt cu tine, eu știu durerea ta, eu știu necazul tău. Înțelege că totul depinde
de mine, pentru că eu, iarăși repet, te-am creat. Și dacă am eu grijă de, nu mai repet, să nu am eu grijă de tine, omule, care te-am creat după chipul și asemănarea mea și te-am iubit așa de mult că l-am dat pe Fiul meu prea iubit să moară pentru tine. Vreau să ne gândim la ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Pentru că nu a fost ceva ce este ușor de luat sau de apucat. El ne-a iubit așa de mult că și-a dat viața pentru noi. De aceea avem preț. Nu pentru că eu merit, ci pentru că El a plătit prețul în locul meu. Pentru că El m-a iubit, pentru că El a pus valoare în mine prin sângele care l-a vărsat pe cruce la Golgota. Asta nu înseamnă, frați și surori, că nu trebuie să mai muncim. Asta nu înseamnă că nu trebuie să ne trezim de dimineață, să mergem la muncă, să avem grijă de familia noastră, ce înseamnă mai mult să avem încredere în Dumnezeu. Asta mă refer mai degrabă la nopțile acelea în care nu putem dormi gândindu-ne cum vom plăti următorul bil. Ci să avem încredere în El, să mergem prin credință, pentru că avem un Dumnezeu mare, care știe totul, care cunoaște totul, care vede totul, care poate totul. Și noi cântăm o cântare, El poate, El poate, eu știu că poate. Cu adevărat El poate. Indiferent prin ce treci, adu-ți aminte, El poate. Și El este cu tine. Nu te teme, turmă mică. Deuteronom, capitolul 30, cu versetul 9, spune, Domnul Dumnezeul tău te va umple de bunătăți, făcând să propășească tot lucrul mâinilor tale, rodul trupului tău, rodul turmelor tale și rodul pământului tău, căci Domnul se va bucura din nou de fericirea ta, cum se bucură de fericirea părinților tăi. Și aici, desigur, este și o condiție, dacă vei asculta de glasul Dumnezeului tău, păzind poruncile și rânduielile Lui, scrise în cartea aceasta a legii, dacă te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău. Și în Psalmul 147, versetul 5, spune, mare este Domnul nostru și puternic prin tăria Lui. Priceperea Lui este fără margini. Domnul sprijină pe cei nenorociți și doboară pe cei răi la pământ. Cântați Domnului cu mulțumiri, lăudați-L pe Dumnezeul nostru cu harpa. El acoperă cerul cu nori, pregătește ploaia pentru pământ și face să răsară iarba pe munți. El dă hrană vitelor și puiilor corbului când strigă. Nu de puterea calului se bucură El, nu-și găsește plăcerea în picioarele omului. Domnul iubește pe cei ce se tem de El, pe cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui. Și versetul 12 spune, lăudați pe Domnul. Ierusalime, laudă pe Dumnezeul tău, Sioane, căci El întărește zăvoarele porților. El binecuvântează pe fiii tăi în mijlocul tău. El dă pace ținutului tău și te satură cu cel mai bun grâu. Iubiții Domnului, în ultimul timp mă tot duce gândul la cuvintele pe care le găsim scrise, unde spune cuvântul lui Dumnezeu, degeaba se scoală unii de dimineață și aleargă. Și acolo spune, căci aleșilor săi, căci copiilor lui Dumnezeu, El le dă pâinea ca prin somn. Și mă uit la noi ca și oameni care avem atâtea promisiuni, avem cuvântul lui Dumnezeu scris negru pe alb în fața noastră, legea, poruncile, planul lui Dumnezeu, totul este pus înaintea noastră. Și în primul și în primul rând, Domnul ne spune mai întâi de toate, căutați-mă pe mine. Și eu vă voi binecuvânta. Dar noi de multe ori alergăm și muncim și ne trudim și falimentăm. Falimentăm și eu cred din foarte multe ori din cauza că nu am căutat mai întâi împărăția și neprihănirea Lui. De aceea, în seara aceasta, vrem să fim dintre cei care avem câtuși de cât
o claritate înaintea noastră, care sunt cele mai prețioase pietre pe care trebuie ca să le căutăm în viața aceasta, dacă vrem adevărata pace, dacă vrem binecuvântarea lui Dumnezeu în viața noastră. Dumnezeu se bucură atunci când și noi, la rândul nostru, ne găsim bucuria în El. Psalmul 149 cu versetul 1 spune: lăudați pe Domnul, cântați Domnului o cântare nouă, cântați laudele Lui în adunarea credincioșilor Lui. Să se bucure Israel de Cel ce L-a făcut, să se veselească fiii Sionului de împăratul lor, să laude numele Lui cu jocuri, să laude cu toba și cu harpa, căci Domnul are plăcere de poporul Său și slăvește pe cei nenorociți mântuindu-i. Să salte de bucurie credincioșii Lui îmbrăcați în slavă, să scoată strigăte de bucurie în așternutul lor. Este un lucru greu de înțeles când spui că ești creștin și tot timpul ești posomorât, când parcă toată lumea ți-e dătoare, când ești tot timpul încruntat. Dacă ești cu adevărat credincios, creștin, copil de Dumnezeu, trebuie să ai bucurie. Trebuie să cânți nu doar atunci când vii duminica la biserică, ci atunci când ești în șaur, să lauzi pe Domnul, atunci când dai cu mătura prin casă, să te bucuri, să cânți o cântare, când îți faci lucru, indiferent care este, să ai bucurie. Eu nu zic, frați și surori, să fim fățarnici. Sunt momente în viața noastră când trebuie să fim sinceri, nu te poți bucura, pentru că e o durere care totuși te... Dar tot timpul să fii mâhnit, supărat, trist, spune că copiii lui Dumnezeu se bucură și laudă pe Domnul, pentru că noi știm unde ne ducem, pentru că noi știm ce a făcut El pentru noi. Și avem această pace și avem această bucurie că El este de partea noastră, că El ne binecuvântează, că El ne duce la pășuni verzi. El, Dumnezeu, lăuda să fie numele Său cel Sfânt, și Dumnezeu să toarne în noi o bucurie adevărată, o bucurie neprefăcută, o bucurie curată, pentru că suntem o creatură așa de minunată, pentru că El este Creatorul nostru și El este Cel ce ne binecuvântează, lăuda să fie numele Său. El a dat totul pentru noi, ca noi, la rândul nostru, să putem să ne bucurăm de El și să ne găsim plăcerea în El și în legea lui Dumnezeu, să avem pe El în barca vieții noastre, în casa noastră, în biserica noastră, să fim tot timpul cu gândul la El și să ne bucurăm de El așa cum El se bucură de noi. Dumnezeu să ne binecuvânteze în direcția aceasta. Țefania, capitolul 3, versetul 17, și ne apropiem spre încheiere, spune: Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău ca un viteaz care poate ajuta. Și spune: se va bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea Lui și nu va mai putea de veselie pentru tine. Amin. Iubiții Domnului, ultimul gând pe care vreau să-l spun în seara aceasta este că sunt prea mulți oameni în lumea aceasta care cu adevărat îl întristează pe Dumnezeu, care în loc să aducă bucurie Stăpânului, aduc durere. Dar noi, biserica Lui, suntem chemați ca să aducem bucurie Stăpânului nostru, pentru că L-am cunoscut pe El, pentru că am cunoscut adevărata valoare, am cunoscut adevărata iubire. Și în seara aceasta, având această masă în atenția noastră, încă o dată ne aducem aminte cât de binecuvântați suntem noi pentru că El este cu noi. Haideți în clipile acestea să, pentru că timpul deja este trecut, aș vrea să trecem la cina Domnului și o să citim un text pe care noi îl cunoaștem din 1 Corinteni, capitolul 11. Și dacă sănătatea vă permite, haideți să ne ridicăm pe picioare, să citim textul acesta, după care ne vom ruga și așa ne vom bucura stând la masă cu Domnul. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea.
Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta, căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Amin. Spune cuvântul lui Dumnezeu, fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși. Haideți să mulțumim Domnului pentru trupul și sângele Său și să-L rugăm așa cum am fost îndemnați de la bun început, să ne cerem iertare acolo unde am greșit, pentru că El ne cunoaște, și să zicem, Doamne, dă-ne îndrăzneală, ca să întindem mâna totuși la pâine și la pahar, amintindu-ne ceea ce ai făcut, pomenind moartea Ta și trăind împreună cu Tine până vei veni ca să ne iei acasă. Amin. Amin. Eu mă voi ruga pentru pâine, pentru Rudolfiță și, așa cum spuneam, fiecare avem posibilitatea ca încă o dată să mulțumim Lui și să-L rugăm să ne binecuvânteze în continuare. Amin. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, Doamne, în seara aceasta, noi copiii Tăi, vrem să-Ți mulțumim pentru această chemare înaltă. Vrem să-Ți mulțumim, Doamne, că ai lăsat gloria cerească și ai venit pe pământul acesta, Doamne, ca să ne înveți cum să iubim, ca să ne înveți cum să trăim, ca să ne înveți cum să iertăm. Și, Doamne, Îți mulțumim că în final Ți-ai dat viața pentru noi, ca noi astăzi să avem viață și să o avem din belșug, pentru că Tu ești pacea și bucuria noastră. Îți mulțumim, Doamne, pentru cuvântul Tău, Îți mulțumim pentru legea Ta, Îți mulțumim pentru fiecare suflet care este în casa Ta în seara aceasta și Te rugăm, Doamne, încă o dată să ne ierți pe fiecare dintre noi, să ne binecuvântezi și, Doamne, Te rugăm să ne ajuți să căutăm împărăția Ta, să Te căutăm pe Tine, Doamne, să dorim la rândul nostru să Te iubim, să aducem bucurie, să aducem plăcere Stăpânului nostru, Creatorului nostru, Tatălui nostru. Doamne, ajută-ne! Doamne, binecuvântează-ne la aceasta! Îți mulțumim încă o dată pentru trupul Tău care s-a frânt pentru noi. Îți mulțumim pentru sângele Tău care a fost vărsat pentru păcatele noastre. Și Te rugăm, Doamne, ca să binecuvântezi această pâine și rodul viței din seara aceasta. Să-L sfințești Tu, Doamne, și Te rugăm ca să binecuvântezi inimile noastre, mâinile noastre. Doamne, dă-ne putere, dă-ne îndrăzneală ca să întindem mâna la pâine și la pahar. Pomenind și amintindu-ne ceea ce ai făcut Tu pentru fiecare dintre noi. Și plecând din locul acesta, să fim una cu Tine și una cu frații și surorile. Trăim pentru gloria Ta, Tată, Fiule, binecuvântăm numele Tău și Îți mulțumim, Tată, Fiule și Duhul Sfânt. Amin. Amin. Vă rugăm să vă ocupați locurile. Probabil cântăm o cântare. Cei care sunteți botezați, cei care sunteți împăcați cu Dumnezeu, o să vă ridicați pe picioare și vom putea să întindem mâna la această pâine și o să ne bucurăm de această cină în continuare. Thank you.
cuvintele Domnului Iisus sunt valabile și astăzi, toți mâncați, și acesta este trupul meu care se frânge pentru păcatele voastre. Amin. În același mod, cei care au luat din pâine, vom lua și din rădăcină. Beți toți din el. Amin. Haideți să ne ridicăm cu toții pe picioare și un frate și o soră, în câteva cuvinte, să mulțumim Domnului că am putut să stăm la masă cu el. Oricine dorește. Găsi în orice clipă numai bucurii. Pentru tot ce mi-ai dat, Doamne, azi, eu îți mulțumesc. Mi-ai iertat vina mea, mi-ai iertat păcatul meu. Voi lăuda numele Tău în cer și pe pământ. Mai minunat, Tu, Doamne Sfânt, îndreaptă-mi spre Tine inima, chiar când încercarea este grea, glasul Tău vreau să-L ascult, primește-mă ca pe un fiu. Tot ce mi-ai dat, Doamne, azi, eu îți mulțumesc. Mi-ai iertat vina mea, mi-ai iertat păcatul meu. Voi lăuda numele Tău în cer și pe pământ. Ești cel mai minunat, Tu, Doamne Sfânt. Îndreaptă spre Tine inima, Iisuse, întreaga viața mea, căci harul și puterea Ta vreau să mă însoțească totdeauna.
pentru tot ce mi-ai dat, Doamne, azi, eu îți mulțumesc. Mi-ai iertat vina mea, mi-ai iertat păcatul meu, voi lăuda numele Tău în cer și pe pământ. Ești cel mai minunat, Tu, Doamne, ce mi-ai dat, Doamne, azi, eu îți mulțumesc. Mi-ai iertat vina mea, mi-ai iertat păcatul meu, voi lăuda numele Tău în cer și pe pământ. Ești cel mai minunat, Tu, Doamne, Sfânt. Ești cel mai minunat, Doamne Sfânt. Slava Domnului! Rugați-vă ca să fim în zona asta un loc, o sare și o lumină, ca cât să avem vorbitori de limba română să întoarcă la Domnul Iisus. Ceați de rugăciune a ajuns la sfârșit, dacă ne ajută Domnul duminica viitoare la ora 5, iar o să avem în acest locaș. Și cred de data asta m-au scris frații de la Naples că o să ne vizitez, o să vii duminica viitoare la 5. Cu harul Domnului, biserica este liberă. Încă o dată, mulțumim frații de la Tampa, transmiteți salutări. Dacă aveți cineva salutări, le primim. Mulțumim frumos. Transmiteți și rugați-vă pentru bisericuța asta. Amin.